Salutare! Azi ne ocupăm cu un unboxing de Navitel E500, primit în teste de la Navitel, un GPS auto, full Europe, plus Belarus, Kazakhstan, Rusia, Ucraina. Haideți să vedem ce este înăuntru. Cuțitul de unboxing. Ne descurcăm cu ce avem la îndemână. Acesta este GPS-ul. Carcasa un pic teșită pe margini, ceea ce mi-aduce aminte de un model HTC. Avem un port mini USB de tip B, avem mufa pentru încărcare și avem un slot pentru un card. Ok. Scuzați, mufa pentru încărcare, mufa audio. E o mufa audio. Așa arată pe spate. Dispozitivul vine cu Windows instalat pe el. Iar ca program de navigare avem Navitel Navigator. Haideți să vedem ce găsim mai departe în cutie. Avem un cablu de date USB, mini USB. Avem o componentă din suportul de parbriz, în care găsim atașat inclusiv stilusul. Da? Avem încărcătorul și suportul de parbriz. Suportul de parbriz, manual de utilizare. Garanția și incredibil, deși eu mă pregătisem dinainte, avem o husă din material textil pentru GPS. În schimb, eu am cumpărat din comerț o carcasă de protecție. Am activat, haideți să punem cu interfața în limba română. Și voce păstrăm româna ca să vedem cum se comportă. Ok. Acceptăm acordul de licență. Ok, a pornit. Haideți să ne jucăm un pic cu un meniu. Rută, media player. Media player este o funcție care îți permite să redai muzică și o modulează direct în casetofonul automobilului. Mie, unul cel puțin, mi-e util pentru că nu mi-am achiziționat până acum un player auto care să-mi permită să redau și MP3-uri. M-am mulțumit doar cu radio, dar pe viitor cu siguranță voi putea încerca această funcționalitate. Navitelul meu. Aici vedeți hărțile instalate. Ok. Destul de multe, după cum v-am zis, e full Europe, la care se adaugă Belarus, Kazakhstan, Rusia și Ucraina. Ok, mergem înapoi. Meniu principal. Am nevoie de setări. Rută. Creează traseu, modificare traseu, evitare. Hărțile.
mergem un nivel mai jos și am ajuns în setări, avem hartă, avem navigare, setări regionale, sistem. Haideți să vedem. După cum vedeți, aici este indicatorul care ne arată numărul de sateliți conectați. Avem 12 sateliți. În caz că sunteți curioși, GPS-ul folosește sistemul GLONASS de poziționare prin satelit. Touch calibrate, haideți să-l calibrăm. Ok, îl calibrează. Navigăm în continuare prin meniu. După cum vedeți, aici se poate seta cum să iasă sunetul din GPS, fie în difuzorul GPS-ului, fie în radiocastofonul auto. Mergem înapoi. Panou indicator. Panoul indicatorilor. Aici, practic, mi-arată de cât timp staționez, când a fost răsăritul, când este apusul, cât este ceasul în prezent, viteza medie, viteza maximă și așa mai departe. Deci, practic, niște statistici de condus. Haideți să vedem ce mai avem. Emițător FM. Aici pur și simplu se caută frecvența pe care să moduleze sunetul, fie la ghidaj, fie la ascultarea muzicii. Ok, setări, sistem, resetări, resetare, setări. Nu e foarte complicat, nu e foarte stufos din punctul meu de vedere. Navigare, automobil, motocicletă, puteți seta ce tip de navigare doriți. Are inclusiv pentru taxi, pentru autobuz, livrări, camion, nu știu ce înseamnă navigare în regim de urgență, așa că nu vă pot încurca cu un răspuns. Alerte, puteți seta alerte pentru depășirea vitezei. Ok. Fie audio, fie vizual. Cam astea sunt.